apărut și ultima piesă lipsă în imensul puzzle care este Arena Națională. La mai mult de 6 luni de la inaugurare, cel mai mare stadion din țară are și locuri de parcare. Construcția parcării supraetajate a fost finalizată, iar luni va fi deschisă. Aceasta va putea fi folosită atât de cei care vin la meci, cât și de cei care locuiesc în zonă. Parcarea de lângă Arena Națională a costat 35 de milioane de lei fără TVA și are 1250 de locuri. Suprafața totală este de peste 32.000 de metri pătrați și va fi monitorizată video. Rampele de acces sunt prevăzute cu instalații speciale care în cazul unor temperaturi scăzute împiedică formarea gheții. Rampele sunt cu senzor de degivrare. În momentul în care apare timpul friguros, la 0 grade sistemul intră în funcțiune. Și atunci mașina nu au probleme să patineze sau să se întâmple alte accidente. Spectatorii care vin cu mașina la stadion vor putea intra în parcare pe oricare poartă pe baza biletului de acces. Parcarea va putea fi folosită și de cei care locuiesc în zonă. Prețul 1 leu și 50 de bani pe oră. Vor exista însă și abonamente. Lunare, sigur. Anual, lunare. Și se va stabili tariful funcție de cerințe. Deci acum cum va fi cererea? Cei care au abonament vor fi însă obligați să-și mute mașinile din parcare în zilele în care pe stadion au loc meciuri sau sunt concerte. Primăria Capitalei vrea să preia de la guvern și restul parcului Lia Manoliu. E vorba de bazinul olimpic, e vorba de apariția unei săli mari polivalente, în așa fel încât patinoarul, că nu putem să stăm cu ele așa. Și promisiuni de-a lungul anilor au fost multe. Pe acoperișul parcării au fost amenajate un teren de fotbal, unul de tenis și unul de basket. Acestea vor putea fi închiriate de la administratorul parcării. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, invitat în studio la Jurnal Plus. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit!